be a traffic survivor. Rock Driver. Rock FM. Am intrat cu 3 minute mai devreme, nu de alta, dar oamenii ăștia au treabă. Astăzi în studio Rock FM la Rock Driver, cavalerii rockului românesc, băieții de la Cargo, nu chiar toți 3 dintre ei. După sunet l-ați recunoscut pe Tavi Pilan, care el așa își face intrarea, probabil așa ciocănește și acasă. Ani? Poate. Tu băteai, până acum a bătut Tavi, da. Dar mi-am dat seama, am zis că e ceva neregulă cu Tavi de bate așa prostii, da. No, mulțumesc, Dacă încolo tu erai, știi, corect se spune erășpișta. Erășpișta, care e ceva de pus în mâncare, ca să-i da așa. Ha, mi-a făcut foame. Ha, mă lăsați-mă. Acum am mirat să ia cafea că și-a făcut Adi. Adi Baciu Igrișan, aplauze. Tavi Pilan, aplauze, am spus. Și domnul Alina Kim, aplauze. E și Cristian David undeva pe hol. S-a dat pe la vreo gagică de la Kiss FM pe aici. Ca așa să știa mici, nu stau deloc cu minți. Cristian e cu tata. Cristian e cu tăticul, da, da. Ceea ce mi-aduce aminte de o fază foarte tare întâmplată la antenă cu Loredana. A? Care a întrebat Loredana la un moment dat, e băiatul lui Adi, țineți minte? S-a făcut așa o liniște. Da, da, da. E greu, da, să-ți dai seama de niște lucruri când ești Loredana și ești ocupată de alte treburi în studio acolo. Eu urăm numai bine. A? Îi urăm numai bine. E o gagică foarte mișto, by the way. Loredana este, e o tipă, da, foarte, este, foarte este mișto. Pă bune, dezinvoltă, mi-a plăcut tare mult că a venit atunci pe scenă și a cântat cu voi. Dar nu despre asta vorbim. Mai întâi de toate, bun venit, știu că ați venit de la aici aproape. Zi în engleză, că suntem la radio. Hey ball. Hey ball. Adică de la băicoi. Dar nu pot să, nu red, îmi cer scuze. Așa, de la băicoi, unde vă întoarceți diseară. Da, avem două. Am avut aseară și avem și azi. Păi și nu mergea, că e nebunie maximă. Și nu mergea și a treia, Tavi, acolo. Mergea, păi, da. Stai. Mâine suntem la Constanța. Dacă nu aveam la Constanța mâine, vreau să fac și a bune, da? Da. V-a propus chestia asta? Da. Stai că vine Constanța din urmă. Unde? În Club Felix. Felix, da. A, așa. Iar deci, în Băcoi cântăm la Club Tușe. Tușe, da. Yeah. Singurul club, de altfel, din... Hey, uite, se întâmplă lucruri. Uite, da, acolo se fac lucruri. Mamă, mamă, dar nu de acum, de ieri, de azi. De foarte mult și am văzut trupe mari. Eu am sunt fost niște acolo. Sunt oameni inimoși care ascultă muzică bună și trăiesc și simt. O minunăție de loc. E mare, e mare lucru să ții rocul în viață la Băicoi. Dragii mei, pe 24 februarie, la Sala Palatului, se anunță mare concert, mare aniversar. Tot Baciu. Tot Baciu, da. Am început să mă prind. Am început să mă prind. Așa. Hai, Tavi, să vorbesc cu tine, că tu ești cel mai serios. Da, ăștia doi, Alin să uite iar după gagici. Știi că dacă vorbesc iar. Hai mai aproape, hai mai aproape. Aici sunt. Da. Mai aproape. Deci, cu Alin la bancuri să te pui, nene, că te prinde dimineața. Au venit o mulțime, mă rog, de mesaje și pe Facebook și pe WhatsApp-ul nostru. O să încercăm să dăm citire câtorva dintre ele. Însă în marea majoritatea lor își pun întrebarea: ce alte piese mai cântați în afară de Ploaia și baladele consacrate? Adică am văzut și întrebări de genul: vor cânta doar balade sau nu, vor nu, cânta? Nu, nu, nu. Hai, spune-ne tu. Deci se cântă normal, sunt piesele Cargo, pe care le cunoaște toată lumea. Okay. Bun, se cântă și balade, pentru că... Și în mod special, na, la Ploaia probabil că va fi un moment, nu știu, v-ați gândit la un moment mai special atunci... Da, când... dar nu ți-l spunem. Ah! Nici acum n-a mers. No. Încerc de fiecare dată, poate prin ceva. Da, sunt convins că lumea se ascultă și Ziua Vrăjitoarelor și piesele... Până la urmă suntem Cargo și cântăm ceea ce cântăm. Da, deci nu e... Cântăm și balade, dar cântăm și cu... Smales. Exact. Anumite balade au venit mai aproape. Mai aproape. Da. Anumite balade le scoatem de la Naftalină. Dar nu, nu spune ce o să cântăm. Hai că nu, am aflat deja. Tot datorită bune, dar dați-mi și mie ceva, că de-aia am venit. Ok, puteam să spun și singur la radio că pe 24 de exemplu, cântați. Cântăm Ana în varianta originală. Uite, asta e o chestie mișto. Electric. Electric. Exact. Așa, pe care n-am mai auzit-o electric de când eram copil. Da. În ultima perioadă am început să facem niște
surpriză oamenilor care vin la noi la concerte, cum am început să cântăm din nou Mamă, de exemplu. Așa. Pe care nu am cântat-o 15 ani. Și începem să cântăm și din piesele pe care nu le-am cântat în ultimii ani. Vor fi niște surprize și vor fi niște momente frumoase. Bun, având în vedere că e o sărbătoare a formației Cargo, 20 de ani de la lansarea superhitului Ploaia, au crescut generații, poate s-au conceput copii pe piesa asta, sunt absolut convins, nu poate? Vezi-mă câte prostii ai făcut tu în ăștia 20 de ani. Vă reamintesc, dragi prieteni, că suntem la radio. Da? A, da? Deci nu e Bericioaie ca în backstage, dar suntem la radio. Așa, hai să ne spunem tot. Și ascultă și soția mea, nu de altceva. Iată că am uitat ce voiam să văd. Se făci. Da. Ploaia. Mi-aduc aminte că v-am văzut foarte des la Pro TV. Ăla a fost momentul în care toată țara, toată comunitatea, nu știu, toată țara a făcut cunoștință cu Cargo până în momentul acela, până să apară Ploaia. Întreb doar, nu fac nicio afirmație, întreb. Deci, 2003, Pro TV-ul vă dădea în draci. Eu n-am mai văzut, probabil Partizan, cred că au mai fost difuzați atât de des sau comparabil cu voi. Dar Pro TV-ul să dea în halul ăla o piesă atât de des, astfel încât e să facă o țară întreagă să vă iubească și să vă recunoască. Dar să știți că trupa Cargo a fost o trupă de dedicații muzicale, de obicei, pe posturile de radio. Noi eram dați doar la dedicații muzicale. E, când a apărut Ploaia... Exact. Da, cu toate că la început au refuzat să dea... Nu cred. Ba, da, ba, anumite posturi de radio... Prea tare, anumite posturi, da, chitări. Prea tari... și așa mai departe. Deci n-au vrut de la început. Nu? După care nu spui că au venit la voi și hai să nu fie... Ba da, au venit și răspunsul a fost să... Da, nu mulțumim. Nu, nu. Am înțeles. Rugăm ascultătorii să asculte posturile de radio care difuzează piesa, dacă voi n-ați vrut să difuzați. Da, și apoi s-a ajuns unde s-a ajuns. O da. Dar nu, întrebarea mea era dacă și voi ați simțit-o la fel. Adică până în 2003, rockerii vă cunoșteau, vă iubeau, vă urmăreau și așa mai departe. Însă publicul larg din România, practic, atunci a făcut cunoștință cu Cargo. Practic Ploaia a propulsat Cargo în mainstream. Sau, exact. Înțelegi? Da. Cam da. Așa ceva. După care, evident, au început sălile să se umple și nu numai cu rockeri. Se umpleau și înainte. Se umpleau cu cei care vă iubeau, cei care ascultau muzica rock, însă dar acum la concerte... Dar într-adevăr a pătruns exact. Cam peste tot. Acum la concerte, când cântați Ploaia sau, nu știu, alte piese mari de ale voastre, mă uit așa în jurul meu și nu există o limită de vârstă acolo. Da, adică exact, de la copilul ăla în spatele lui Taxu până la rockerul ăla bătrân și bărbos, toată lumea cântă piesele. Așa. Ziua Vrăjitoarelor, Batacanda, Călare pe motoare, toate astea. Noi ne bucură foarte tare că de o vreme încoace foarte mulți copii vin la concertele noastre. Foarte mulți copii. În special anul trecut am văzut așa un val de tineret și de copii impresionant. Nu știu dacă voi vedeți, sau, că e distanță totuși de la tine, Tavi, de la Tobe până la public. De la mine cel mai mare ei distanță. Ei cântă, frate, și cântă și o fac și știu cuvintele, nu mimează. Adică am văzut copii cântând piesă cu piesă, cuvânt cu cuvânt și în momentul în care zicea Adi, nu știu, urmează Ziua Vrăjitoarelor și toată lumea... Și toată când lumea. Spui 12, 15 ani undeva acolo. Da. Asta este o generație frumoasă care nu se mai mulțumește cu puțin. Dar e important au că există de generația asta, asta e important. Exact. Au nevoie de stări, au nevoie să se hrănească, gândesc mai mult. Sunt mult mai deștepți decât noi. Asta e foarte clar. Să știi că mi-a fost teamă de generația asta că se pierde în tabletele alea, în calculatoare și în toate alea. Și... Pe de altă parte, dacă te rog, observi, Alin, anul trecut au fost foarte multe concerte rock în țară. Așa? Și asta poate spune ceva. Când vezi Kiss, Iron Maiden, vezi, da, că... și automat apare dorința. Unde a fost iar la Kiss? Wow. Cum? Să vă mai zic că Rock FM are o mare vină pentru treaba asta. Nu, hai să ne aducem aminte, dar cu 12 ani câte concerte mari și câte festivaluri rock au fost. Și Rock FM are un mare merit. Exact. Știu. În chestia asta. Și da, trebuie să fiți felicitați pentru asta. Nu felicitați, ci fericiți. Și fericiți. Fericiți suntem. Dar noi vă felicităm. Să rămână. Fericiți suntem, pentru că le spun și eu colegilor mei, băi, voi observați fenomenul ăsta, observați câți oameni au început să iubească rock-ul, cât de tare a răzbit rock-ul în casele românilor și cât
cât de mult se înghesuie oamenii să prindă un bilet la un festival sau la un concert. Deci dacă în momentul de față jumătate de sala Palatului pentru 24 februarie e vândută și mai sunt niște zile multe, eu pot să pariez cu voi, domnilor, acum că va fi sold out. Ceea ce pentru o trupă românească la sala Palatului e mare lucru. O trupă românească care cântă muzică rock. Care cântă muzică rock, da. La Vița de Vie am mai văzut full. Dar vă mai spun ceva, la Slash nu era full. La Yngwie Malmsteen nu era full. La Toto mi-a crăbat obrazul de rușine că erau 1000 de oameni. La Toto 1000 de oameni? Da, fratele meu. Mihai, ți-aduce aminte? Da. Da, la ziua Toto, în care, nu știu, cea mai neagră zi pe care am trăit-o a fost la Ronnie James Dio. Dumnezeu să-l ierte. Au fost 200 de oameni în Polivalentă. Nu-mi venea să cred. Dar asta e. E, acum s-au schimbat lucrurile datorită vouă, vezi, de-aia te iubesc eu pe tine. Da. Hai să vă întreb ceva din culise. Bineînțeles că nu există o rețetă a superhitului, a megahitului. Nu aveați cum să știți. Ați făcut o melodie frumoasă de dragoste pe care ați simțit-o în felul ăla și pe care ați lansat-o către publicul larg, acum 20 de ani. La Ploaia mă refer, da? Da, da. Dar a fost vreo unul dintre voi care putea să parieze la vremea respectivă? Eu. Că piesa asta va atinge mai multe generații. Eu și acum sunt surprins. Cu el în mașină, cu eu și acum sunt surprins că... Nu, stai două secunde, că ajung și la... Hai să-mi povestească ei și vă iau așa. Ce ați simțit atunci? Cum? Deci a venit Adi cu un disc. Așa. Era doar chitară și un na-na-na. Dă mai aproape. Și mai aproape. Așa, da, da. Deci, puțină chitară și puțină voce. Na, 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 da, na, 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 pe loc i-am spus și acum mi-aduc aminte momentul în mașină când i-am spus asta va fi hit. Ce minte ai, mă. Da, da. 20 de ani, frate. Da, asta va fi hit. Nici nu știam despre ce va fi vorba. Dar m-a lovit direct așa în... Serios? Da, da, da. Tavi, tu cum ai reacționat? Eu n-am avut. Ce, du-te băi de aici, deci de la na, 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 de la na. Deci, dar tu ce credeai? Adică de la Tavi așa. Dacă da, nu da, există deci chestia asta. Da, nu am avut încredere de la început în piesă. Dar tu ce ziceai? Că e o altă baladă. Da, e o baladă, punct. Pe care o să trebuiască să o cânt iarăși. Ploaia. Ia zi, tu cum ai simțit-o, Băciucă? Serios? Păi eu l-am pus discul. A, tu ai cum? Două mai sunt. Sunt bău. Da. Nu contează. Cert este că piesa nu e compusă ca să fie un hit. Deci dacă stai și să o... Deci am întrebat dacă aparia cineva și până acum am aflat că Alin a fost cel care a mers. Bă, nene, asta e piesa câștigătoare. Am fost convins pentru că am simțit... Pentru că nici tu n-ai fost convins. Asta știi, știi ce e o chestie foarte tare? Că exact același lucru mi l-a spus acum două luni vis-a-vis de o piesă nouă. Aha. Da, asta e chestia tare. Ar fi bine să aibă iar dreptate. Corect. Da. Cruce în deștept, deci despre ce? A, nu, altceva. Nu. Păi sunt vrei piese, să nu știi și pe asta, nu? Da, aș vrea, da. Dacă nu vă supărați și nu vă deranjează. Noi ăștia care lucrăm în presă suntem atât de curioși. Ce pot să spun este că în primăvara asta o să mai lansăm o piesă. Păi da. Pentru că știu că v-ați pus serios pe treabă și probabil că o să lansați mai multe. Și probabil că ziua în care lansați un nou album Cargo se apropie, pentru că fanii întreabă. Bun, deci am pus și întrebarea asta. Ia să vedem o întrebare pentru trupa Cargo. Pe când la Viena aștept cu nerăbdare un concert în Austria, oriunde ar fi, suntem obligați să ascultăm, să alegem între toți maneliștii care se perindă prin Austria. Succes trupei în continuare. Mulțumim. Aveți gânduri de plecat din țară, cum ați fost în America, de exemplu? Am fost în America și în Canada. Și în Canada, da. Da, și acum se preconizează Anglia. Anglia. Deocamdată, că e început de an. Da. Dar... Până la urmă, nu depinde de noi. Știu că trebuie să fie cineva din țara respectivă care să organizeze concerte. Dar noi suntem deschiși. E adevărat că trebuie să fie cineva, dar e de asemenea foarte adevărat că trupa Cargo e foarte ocupată. Adică probabilitatea să o prinzi în data în care îți dorești tu să vină la, nu știu, Sydney, de exemplu, e foarte mică. Păi pentru că atunci s-ar putea să... Pentru asta există tata
lui David. Tata lui David, da, da. Domnul Cosmin Nicoară, da. Dacă dați o căutare pe pagina de Facebook, n-aveți cum să nu aflați... Unde cântați? La Walt Sydney. La Walt Sydney. Așa. Numele întreg e Cosmin Banderas Nicoară. Așa că... Da, de unde? Banderas. Dragii mei, inevitabil o să ascultăm ploaia, că deci de-aia ne-am unit aici, de să astept. Ascultăm ploaia, deși mărturisesc că era pe trăgaci călare pe motoare. Bun, cu ocazia acestui eveniment vreau să vă anunț că noi toată gașca de la Rock FM vom fi acolo și de asemenea, în premieră vreau să le spun ascultătorilor că 2-3 zile înainte se va produce o extorsiune a degajamentului care nu prea s-a mai întâmplat prin radiourile românești, în sensul că 3 radiouri din același tur, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, cam pe la ora 17, se vor întâlni în formula asta cu formația Cargo și cu 3 realizatori de la cele 3 radiouri. Vom discuta în direct despre acest eveniment. Probabil că ăștia mici sunt curioși pentru că eu știu cam tot despre Cargo în ultima vreme, cel puțin. Și la final, totul se va concretiza cu ploaia live în direct în studiourile Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Am stabilit-o parcă pe 23, Băciucă, nu? Corect. Da, corect. Și o să fie foarte mișto. E ceva ce nu întâlnește mereu. Iar noi, Rock FM și cu băieții ăștia de vis-a-vis și cu ceilalți de acolo, ne-am pus gândurile bune cap la cap și am zis hai să facem din asta un moment special pentru că toate cele 3 radiouri și ascultătorii celor 3 radiouri iubesc deopotrivă ploaia. Așa cum o face fiecare român. Vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi. Și noi mulțumim. Țineți minte, 24 februarie, Cargo, Sala Palatului. Se numește Balade Rock, nu se vor cânta doar balade, se vor cânta și piese cu giu-giu-giu și se vor cânta și niște piese care nu au mai fost cântate de mult. Mulțumim frumos. Uite, suntem pregătiți pentru diseară la Club Tușe. Abia așteptăm să-i întâlnim pe băieții de la Cargo și mai sunt o mulțime de întrebări. Bun, ia uite, mai zice cineva, am câștigat cinelul licitat de voi pentru BFH. Da, mulțumim încă o dată. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos, Cargo, că susțineți și comunitatea moto și activitățile umanitare ale motocicliștilor. Va fi o sărbătoare a rocului în adevăratul sens al cuvântului. Țineți minte, nu vă faceți alt program. 24 februarie, Sala Palatului, Cargo, Balade Rock. Grăbiți-vă cu biletele pentru că se dau... E greșeală pe afiș. E balade și rock. Balade și rock, am înțeles. Da. Să pună Morrison acolo un și între ele. Mulțumesc mult și succes. Vă mulțumesc că ați trecut pe la noi. Mulțumesc.